Prefectura Bacău a organizat vineri la centrul de afaceri Mircea Cancicov o ședință de instruire cu primarii și secretarii din județ în vederea stabilirii detaliilor privind alegerile de la referendumul din 29 iulie. Cu acești prilej, sub prefectul Dorian Pocovnicu, le a vorbit primarilor despre bunele practici pe care trebuie să le respecte pentru o organizare eficientă și lipsită de probleme a scrutinului. Totodată, edililor li s-a adus la cunoștință faptul că până în data de 26 iulie trebuie să doteze birourile secțiilor de votare cu toate cele necesare iar până la data de 27 iulie trebuie să înainteze listele electorale permanente către birourile electorale ale secțiilor de votare. Vreau să vă transmit dumneavoastră un, un mesaj, să zic așa, din partea Ministerului Administrației și Internelor, respectiv o solicitare și o disponibilitate cât mai mare pentru organizarea acestui referendum. Solicitarea este ca, în măsura posibilităților fiecare dintre dumneavoastră, primar, viceprimar să monitorizați organizarea referendumului, asta însemnând că pe cât posibil renunțăm în această perioadă la concedii și la alte programe care nu erau care erau prevăzute înainte de referendum. Reprezentantul Autorității Electorale Permanente, Velu Ciobanu, a ținut să precizeze că la referendumul național din 29 iulie se folosesc trei tipuri de liste electorale, permanente, copiile de pe listele electorale permanente și lista electorală suplimentară. Buletinele de vot vor fi tipărite la nivel național de către Ministerul Administrației și Internelor. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai structurilor MAI, care au subliniat necesitatea asigurării pazei începând cu data de 28 iulie și până la predarea materialelor și a Proceselor verbale. Jandarmii au dezbătut problema acordării autorizațiilor pentru mitingurile electorale pe zile și formațiuni politice, în așa fel încât să nu apară incidente.